În Vechiul Testament, la 2 Cronici, capitolul 15, versetele de la 1 la 7, cuvântul Domnului din această seară. Lecția 3 în seara aceasta, subtitlul generic, care sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu? 2 Cronici, capitolul 15, versetele de la 1 la 7. Citim cuvântul Domnului cu respect și pasiune. Duhul Domnului a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: ascultați-mă, Asa, și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi cât sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot ca să învețe pe oameni și fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul, Dumnezeul lui Israel. L-au căutat și l-au găsit. În vremile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari turburări peste toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strâmtorări. Dar voi, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Amin. Frați și surori, în perioada aceasta vom parcurge împreună lecția numărul 3 a ciclului de lecții numit Care sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Am văzut împreună din cuvântul Domnului că scopurile nu le stabilim noi. Le stabilește Cel care a stabilit Biserica, adică Dumnezeu. Noi trebuie să le învățăm de la Dumnezeu și singura posibilitate este Biblia, nu tradiția, Biblia. În seara aceasta vom continua să învățăm cine aplică scopurile lui Dumnezeu și cum. Am observat că scopurile lui Dumnezeu sunt: 1. Să aducem oameni din lume în biserică, și aceasta prin activitatea de evangelizare. 2. Să educăm spiritual, să creștem, să maturizăm, să edificăm, să ucenicizăm oamenii aduși în biserică, pentru ca ei să aibă caracterul Domnului Iisus, nu să aibă doar titlu, ci să aibă caracterul Domnului Iisus, nu doar titlu de credincios. Dacă are doar titlu, doar numele de credincios, doar numele de penticostal, atunci este prea puțin. El trebuie să aibă caracter de creștin. El trebuie să aibă caracter de credincios. În al treilea rând am văzut că oamenii aceștia care devin asemenea Domnului, ei trebuie să se închine lui Dumnezeu. Prin tot ce fac, ei se închină. Apoi am văzut că ei trăiesc în părtășie, cunoscându-se unii pe alții și apropiindu-se în duhul unii de alții. Și în consecință, ei uniți slujesc în afară, pe lângă faptul că se slujesc unii pe alții. Dar ei slujesc în afară, manifestând dragostea celui care a venit și a slujit lumea, a slujit oamenii. Lume nu în sens de sistem păcătos, ci lume în sens de milioane de oameni care sunt victime ale păcatului și ale ignoranței. În seara aceasta, frați și surori, fiind înarmați cu aceste valori ale Bibliei, mergem mai departe și ne întrebăm: cine va promova în biserică evangelizarea? Veți zice, sigur, păstorul, da, avem păstor. Cine va promova ucenicizarea și închinarea și părtășia și slujirea? Veți zice, păstorul, că da, avem păstor. Cine anume va promova aceste valori? Cine le va susține? Cine va găsi proiecte, metode, unelte practice, forme practice în vremea aceasta, ca să împlinim funcțiile acestea? Plecând de aici, am citit cuvântul Domnului din 2 Cronici, capitolul 15, acolo unde în versetul 3 Scriptura ne spune că pentru multă vreme poporul a fost fără Dumnezeu pentru că a fost fără preot. Și a fost fără Dumnezeu pentru că a fost fără lege. Niciodată nu va exista un popor cu Dumnezeu fără preot și niciodată nu va exista un popor cu Dumnezeu fără lege.
În seara aceasta vom aborda trei lucruri. 1. Problema pe care o avem. Dacă vom recunoaște sau nu că avem o problemă, aceasta este problema noastră. 2. Vom vedea care este soluția. Și 3. Vom observa care este rezultatul. 1. Problema. 2. Soluția lui Dumnezeu. Problema e a noastră, soluția e a lui Dumnezeu, iar rezultatul este al nostru. Observați că între noi se așează la jumătate Dumnezeu ca să ne schimbe destinul. Care este metoda de conducere a bisericii la Betania? Vă aud din când în când spunând, frate, până acum noi n-am făcut așa. Este biblic să spunem așa? Se va face vreodată trezire dacă noi întotdeauna vom repeta ce am făcut ieri? Trezirea se face când facem lucruri noi sau le face cu un duh nou, cu o pocăință nouă. Trezirea nu se face repetând niște forme vechi. Priviți în Scriptură. Cum a făcut asta trezire? Cum a făcut Iisus trezire? Cum au făcut apostolii trezire? Important este să privim în Scriptură și în seara aceasta. Adevărul este că noi respectăm tot ce au făcut oamenii până la noi, însă nimic din ce au făcut oamenii până astăzi nu e normă pentru noi. Pentru noi există o singură normă, Biblia. Noi vom fi creștini și credincioși ai lui Dumnezeu când vom urma cartea Lui. Vom fi simpatizanți ai oamenilor când vom urma ideile lor și părerile lor, idolatrizându-i pe ei. De aceea revenim mereu și mereu și mereu la, mereu la Biblie, având respect și considerație pentru oamenii lui Dumnezeu. Care este problema? Voi lua două texte, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Vom trece prin aceste două texte, care sunt fundamentale, primul în istoria lui Israel, al doilea în istoria bisericii. Și vom constata aceeași problemă. Haideți să trecem prin texte. Primul este a doua carte a Bibliei. Al doilea este a cincea carte a Bibliei. Primul este a doua carte a Vechiului Testament, respectiv Exod. Capitolul 18, citim de la versetele 13 la 18. A doua zi Moise s-a așezat să judece poporul. Și poporul a stat înaintea lui de dimineață până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și i-a zis, ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă de dimineața până seara înaintea ta? Moise a răspuns socrului său, poporul vine la mine ca să ceară sfat de la Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine. Eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis, ce faci tu nu este bine. Un om care nu-și făcea timp să mănânce. Un om care nu-și făcea timp de concediu. Un om care nu-și făcea aproape nici timp să doarmă. I se spune, la sfârșitul unei vieți de alergare și de sacrificiu absolut, ce faci tu nu este bine. Noi măsurăm slujirea în cantitatea slujirii. Și acesta este unul dintre marile dificultăți și piedici ale Bisericii lui Dumnezeu din vremea noastră. Noi măsurăm slujirea în nopți nedormite, măcar că Dumnezeu nu ne cere asta. Noi măsurăm slujirea în ore pe care le petrecem undeva, măcar că nu întotdeauna Dumnezeu ne cere asta. Haideți să citim și din Noul Testament. N-am citit tot cuvântul, eu nu am timp în seara aceasta să citesc toate cuvintele. Noi ne lăsăm doar un timp relativ scurt pentru studiul biblic și îl folosim în consecință. Faptele Apostolilor, capitolul 6. În zilele acelea când s-au înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțarea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt, plini de înțelepciune, pe care îi vom pune deoparte pentru slujba aceasta. Iar noi vom stărui, vom insista necurmat în rugăciune și în predicarea Evangheliei, în predicarea cuvântului. Haideți să observăm care sunt problemele. Problema din Vechiul Testament e problema din Noul Testament și problema din Noul Testament e problema din 2004. O luăm de la început. Prima problemă. Oamenii stăteau toată ziua să primească asistență spirituală și nu avea cine să le ofere. Oameni care aveau nevoie de sfat,
oameni care aveau nevoie de rugăciune, oameni care aveau nevoie de mângâiere, oameni care aveau nevoie de consiliere, oameni care aveau nevoie de vizitare. Fraților, noi măsurăm slujirea oamenilor în programul pe care îl facem. Dar, frați dragi, slujire nu înseamnă program. Slujire înseamnă ce facem dincolo de program. Noi toți ne înghesuim să facem ceva în timpul programului, părându-ni se că asta e slujirea. Frați dragi, asta este o sărbătoare publică în care cei cu daruri își manifestă darurile de slujire. Dar adevărata slujire se face luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică și nu neapărat în timpul programelor. Că în timpul programelor nu legăm rănile nimănui, ci ne închinăm împreună lui Dumnezeu prin cântare, prin rugăciune și prin predică. Poporul acesta care e compus din oameni are răni, are dureri, are întrebări, are nelămuriri, are confuzie. Și au nevoie, cine îi întreabă pe ei programul de joia de la 6 la 8 ce răni au? Stau săraci în bancă și ascultă cu minți. Când se leagă rănile acestor oameni? Când se leagă rănile acestor oameni? Cine îi învață? E ușor să aruncăm vina pe Duhul Sfânt, așa ne spune această carte? Vom vedea puțin mai departe că Duhul Sfânt folosește oameni. Și oamenii aceștia trebuie să fie printre noi. Este simplu în timp ce există divorțuri între noi să tot pendulăm pe Duhul Sfânt. Este simplu. Este simplu timp în care sunt slujitori corupți, fără integritate, să vorbim despre Duhul Sfânt. Este simplu între noi că sunt bărbați și femei care de 2-3 ani n-au mai călcat în adunare și n-a fost nimeni să-i vadă și noi vorbim de Duhul Sfânt. Fraților, nu-i cinstit să nu ne recunoaștem problemele. Nu-i cinstit să ne crească copiii fără să nu se ocupe nimeni de ei, dar de sufletul lor, nu de educația lor intelectuală. Nu-i cinstit să nu vegheze nimeni asupra copiilor noștri care s-au făcut mari și bântuie cluburile. Trebuie să ne recunoaștem problemele. Duhul Sfânt lucrează, dar lucrează prin oameni, așa spune cartea aceasta. Și vom vedea imediat. Observați a doua problemă, pe lângă faptul că mulțimea stătea neasistată spiritual. Ce ați zice dumneavoastră dacă la câteva mii de oameni ar exista un singur medic, o singură seringă, o singură salvare, o singură ambulanță, un singur pat de spital? Ce am face, fraților, în această situație? Oricum e rău să te îmbolnăvești, dar dacă situația ar fi așa, cel care se îmbolnăvește ar trebui să și moară imediat. A doua problemă este că Moise stătea singur în fața acestor mulțimi de nevoi. Nu mai avea timp să mănânce, nu mai avea timp să doarmă, nu mai avea timp de nevastă și de copii, iar copiii creșteau singuri, fără tată, și când se făceau mari, poporul râdea de copiii lui și de el și spunea: uite-te la Moise, ne vorbește nouă și uite pe unde umblă copiii. Păi e normal să-i umble copiii pe acolo dacă el n-are timp de ei. Un om care stătea de dimineață până seara în fața unei mulțimi fără număr, fără să fie în stare să acopere nevoile lor. Nici oamenii nu erau împliniți și nici el nu era împlinit. El era sufocat și depășit de nevoi, iar oamenii erau cu problemele nerezolvate. O mare problemă. Câți dintre dumneavoastră ați fost la medic și ați așteptat o săptămână în fața ușii? Dacă ar fi așa, am face grevă? Câți dintre dumneavoastră ați pus mâna pe telefon și ați sunat să vină poliția sau salvarea și a venit peste 2 săptămâni? Dacă ar fi așa, n-ar mai fi nevoie să vină peste 2 săptămâni. Ambele categorii, și slujiții și slujitorul, erau epuizați, neîmpliniți, frustrați și problemele erau nerezolvate. Aceasta este trista situație din Vechiul Testament. De la Genesa la Maleahi. Ne oprim acum în Noul Testament. Fapte. Biserica creștea și sistemul de proprietate comună era supus la presiune, la tensiune. Sistemul acesta a făcut față când biserica a fost mică, când numărul celor ce făceau parte din poporul Domnului a fost mic. Dar la un moment dat, numărul crește, explodează și sistemul care făcea față să slujească n-a mai făcut față, a fost depășit. Și au început cârtiri,
au început nemulțumiri și bârfă. Adică poporul este neslujit cu nevoile neîmplinite. A doua problemă. Apostolii erau sufocați de responsabilități pe care nu le puteau împlini. Au lăsat Evanghelia, au lăsat rugăciunea și s-au apucat de administrație. S-au apucat să împartă blugi, Adidas, tricouri, șepci. Au început să ducă ajutoare, să se ocupe de containere, iar rugăciunea și cuvântul Domnului au rămas pe margine. Ei s-au implicat în ajutorarea văduvelor, iar predicarea la care au fost chemați a rămas nefăcută. Și vine Duhul Sfânt și îi cercetează și ei spun, fraților, noi care suntem slujitori cu slujbă spirituală, nu trebuie să ne implicăm în slujba administrativă. Se mai face astăzi diferența între aceste slujbe? Nu. Nici o diferență nu este astăzi. Nici o diferență. Nici o singură diferență nu este. Nu mai recunoaștem autoritatea spirituală a slujitorilor chemați? Nu recunoaștem. Astăzi oricine ajunge aici e grozav. Oricine are mai multe persoane care să ridice mâna pentru el este în regulă. Oameni buni, se duce de râpă biserica lui Dumnezeu și noi care am ridicat mâna vom fi judecați și mânia lui Dumnezeu va veni în primul rând peste berbeci. Așa spune cartea aceasta. Nu eu spun, Biblia spune. Judecata lui Dumnezeu nu va începe din lume, acolo ăia sunt judecați, gata. Judecata lui Dumnezeu va începe din biserică și va începe cu berbecii, adică cu căpeteniile. Observați că în Fapte, capitolul 6, cuvântul Domnului spune în felul următor. Fraților, nu este bine să lăsăm rugăciunea și predicarea cuvântului și să ne ocupăm de ajutoare. Nu este bine. Nu este bine, nu este potrivit să lăsăm cuvântul și rugăciunea. Observați că sunt niște oameni chemați pentru cuvânt și pentru rugăciune. Oameni buni, așa scrie și în Biblia dumneavoastră, așa scrie și în Biblia de la Giurgiu și de la Timișoara și de la Chicago. Asta nu-i rânduială tip Luigi, nici americană, nici giurgiuveană, este Biblie. S-au ridicat apostolii și a spus, fraților, nu e bine pentru voi să lăsăm Biblia și rugăciunea. Și să ne îngrijim de lucrurile administrative. Nu e bine, fraților, pentru că ceea ce face o biserică nu trebuie confundată cu o companie, unde administrația este totul. O companie n-are o dimensiune spirituală ca biserica. Singura entitate, singura instituție, dacă îmi permite să spun așa, măcar că termenul e greșit, dar spun să înțelegeți, singura instituție divino-umană, care are domeniul spiritual, e biserica. Ea nu trebuie condusă în maniera unei companii care trăiește doar pentru profit, pentru profit omenesc. De aceea biserica trebuie să aibă niște slujitori special puși deoparte pentru lucruri spirituale. Și oamenii aceștia nu trebuie consumați pentru lucruri administrative. Nu că ei trebuie păstrați în lux, că nu-i lux să ai responsabilitate spirituală. Asta e chemarea lui Dumnezeu și dumneata n-ai drept să spui nici da, nici nu. Și apostolii spun, fraților, noi am greșit că am lăsat prioritățile spirituale și ne-am concentrat asupra celor administrative. N-am procedat bine, pentru că slujba unui apostol, a unui păstor, a unui evanghelist, a unui învățător, nu este să împartă blugi și Adidas. Și nici să se ocupe de conducte, de cărămizi, de parchete și de covoare. Oamenii ăștia trebuie să se ocupe de evanghelie și de rugăciune. Și dacă biserica nu mai are putere în rugăciune și în evanghelie, este pentru că oamenii ăștia nu mai sunt în stare să comunice puterea lui Dumnezeu. Predicile sunt slabe, predicile sunt ațipitoare, predicile sunt obositoare, predicile sunt plicticoase, predicile sunt greu de înțeles, încât trebuie să fii foarte inteligent să înțelegi ce vrea să spună o predică. Predica conține entuziasm, dar nu conține niște esență biblică pe care să o înțelegi și când pleci să spui, da, astăzi am învățat, lămurit, 1, 2, 3. Frații mei, observați că oamenii aceștia au recunoscut ca o problemă, rugăciune și evanghelie puțină,
Uitați-vă cum arată un program de la Betania. Nu mă întrebați pe mine și dumneavoastră vedeți ca și mine. Care este procentul, care este raportul de Evanghelie într-un program și care ar trebui să fie? Sunteți oameni mari și dumneavoastră hotărâți pentru dumneavoastră și viitorul dumneavoastră. Dar să știți că într-o zi, după această Evanghelie, vom sta înaintea lui Dumnezeu. Nu după tradiția română sau americană, ci după Evanghelia lui Iisus Hristos. Vom sta în fața lui Dumnezeu și vom da socoteală de ce am știut și n-am făcut, pentru că ne-a fost frică să nu se supere cineva pe noi. Mai repede am vrut să se supere Dumnezeu decât oamenii, că am vrut să ne avem bine cu toți, dar cu Dumnezeu nu. Și apostolii spun, pentru lucrurile administrative punem deoparte niște slujitori pe care îi numim diaconos, diaconi. Și oamenii aceștia să slujească la mese pentru lucrurile administrative. Nu noi, nu pentru că e sub demnitatea noastră, nu, ci pentru că noi avem altă chemare. Și Roman, capitolul 12, versetul 7, spune cuvântul Domnului, cine este chemat la o slujbă să se țină de ea, cine e învățător să învețe, cine e conducător să cârmuiască. Care este soluția lui Dumnezeu? Aceasta este problema. Aceasta este problema. Nu sunt slujitori, iar dacă sunt, oamenii aceștia sunt sufocați de ce fac sau n-au chemare pentru ce fac, n-au putere pentru ce fac, n-au abilități pentru ce vor să facă. Eu pot să fac un cor dacă vreți. Frate Michi, frate Dorin, credeți-mă că eu pot să fac un cor dacă vreți, dar să nu puneți corul ăla să cânte niciodată. Eu pot să-l fac, dar să nu-l puneți să cânte, pentru că corul acela nu va cânta mai mult decât am eu capacitate și abilități de dirijor. Niciodată poporul nu se ridică mai sus decât este cel care îl conduce. Scriptura spune, ucenicul va fi cât învățătorul. Biserica se ridică până la înălțimea păstorului. Când păstorul e limitat, atunci biserica niciodată nu trece peste. Niciodată! Nici măcar o singură dată. Niciodată o formație nu poate să depășească abilitățile dirijorului. Niciodată! Care este soluția divină? Privim în Scriptură. 1. Moise este invitat să rămână conducător și mijlocitor, în primul rând între oameni și Dumnezeu, în al doilea rând între Dumnezeu și oameni. Moise este invitat să rămână mijlocitor și conducător. Conducător și mijlocitor, în primul rând, între Dumnezeu și oameni, în al doilea rând, între oameni și Dumnezeu. Adică, între Dumnezeu și oameni să aducă cuvântul de la Dumnezeu și între oameni și Dumnezeu să ducă rugăciuni pentru popor. De asta au spus apostolii, lăsați-ne să ne rugăm pentru voi. Nu ne sufocați, lăsați-ne să vă slujim. Lăsați-ne să ne pregătim când venim în fața noastră să se coboare foc din cer. Nu să venim și să o luăm de la Genesa la Apocalipsa cu îndemnuri și să înnădim 10 îndemnuri și să le numim predică. Predică nu înseamnă îndemnuri înnădite, fraților. Predică înseamnă comunicarea unui adevăr central, explicat cu introducere, cuprins și încheiere, în așa fel încât poporul să înțeleagă lămurit de ce da și de ce nu. Doi. A doua soluție, Moise trebuia să împuternicească oameni. Moise trebuia să împuternicească oameni. El trebuia să îi împuternicească. Și nu pe cine vrea el, ci pe cine, în cine vedea chemare divină. Pe cine trebuia să împuternicească, frați și surori? Citim cuvântul Domnului. Suntem în aceeași carte și citim cuvântul Domnului. Alege din tot poporul oameni destoinici, adică cu abilități de slujire, dacă pui pe unul dirijor, ăla să fie cel mai bun muzican din biserică, să aibă abilități. Dacă pui pe cineva care face o slujbă de ușier, nu-l alegi pe unul care stă așa la ușă și musafirii când ajung la ușă și îl vede pe ăsta care seamănă mai degrabă cu un polițist, se întorc și se duc acasă. Pune o persoană care are o față senină,
care are zâmbet, care îți spune: bine ați venit în această dimineață la casa Domnului, vă doresc din tot sufletul să aveți părtășie cu Dumnezeu. Și oamenii să se simtă încurajați să intre. Când punem un predicator, omul acela să aibă cuvântul lui Dumnezeu pe care îl comunică în mod inteligent, în subungerea Duhului Sfânt, să fie din Scriptură, să nu fie părerile oamenilor, ci opinia lui Dumnezeu. În primul rând să fie destoinic pentru ce face. Nu punem pe cineva că las că l-a luminat Domnul. Așa spune cartea, frați și surori, să fie destoinic, adică să aibă abilități de slujire. Să fie pregătit pentru slujba pe care o face. Să fie pregătit. Cuvântul Domnului continuă. Temători de Dumnezeu. Ce înseamnă temători de Dumnezeu? Înseamnă oameni pocăiți, oameni de caracter, oameni integri, oameni care au frică de Domnul. Oameni care își măsoară cuvintele, oameni care își măsoară gândurile, sentimentele, faptele și gesturile. Oameni care se tem de Dumnezeu. Cum mă tem eu de Dumnezeu când eu îi jignesc pe oameni? Numai ăla din Scriptură care e numit judecătorul cel rău spune... Ce spune? De oameni nu mă tem, de Dumnezeu nu mi-e frică. Observați care aceeași atitudine între Dumnezeu și oameni. Nu poți să te temi de Dumnezeu și să n-ai respect pentru oameni. Teama de Dumnezeu se exprimă în respectul pentru semeni. Oamenii lui Dumnezeu care se tem de Dumnezeu, se vede că se tem de Dumnezeu prin faptul că sunt delicați în relație, frați și surori. Când te duci la El, te duci cu libertate pentru că are o față senină, pentru că își face timp să te primească, pentru că îți vorbește frumos, pentru că te ascultă, pentru că face din problema ta problema Lui. Ăsta este omul care se teme de Dumnezeu. Nu trebuie să punem slujitori care nu se tem de Dumnezeu și care n-au abilități. Dar nu-i suficient să aibă abilități. Trebuie să aibă abilități, dar în al doilea rând trebuie să teamă de Domnul. Dacă constatăm că nu se teme de Domnul, nu are ce să caute în slujbă. Îl cheamă Luigi, îl cheamă frate Leonel Șovrea, indiferent cum îl cheamă. Așa spune cartea. Și dacă ne mai temem de această carte, trebuie să facem după normele ei. Dacă nu, vai de noi și de viitorul nostru. În al treilea rând spune cuvântul Domnului. Oameni de încredere. Ce înseamnă oameni de încredere? Dacă vorbești cu el odată, este destul. Ai fixat cu el, frate, ne întâlnim la 6. Bă, oameni, 6 să fie. Luăm noi vorba aia, zâmbim așa să ne scuzăm în mod nepocăit. Aia, știi, noi suntem români. Români? Da, da, suntem români pocăiți. Să ne fie rușine dacă suntem pocăiți și n-avem cuvânt. Să ne fie rușine de două ori. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni de încredere. Dacă Duhul lui Dumnezeu care e în mine nu m-a învățat să fiu punctual, să fiu serios, oamenii să aibă încredere în mine, atunci întreb, ce face Duhul lui Dumnezeu care a venit în mine? Că rău am fost înainte, rău sunt și acum. Atunci unde e Duhul lui Dumnezeu? Unde se face diferența dacă sunt la fel ca înainte? E o poveste frumoasă Duhul lui Dumnezeu, nu e o realitate. Că dacă era Duhul aici, era firea afară. Oameni de încredere, pe cuvântul la omul ăla te poți baza. I-ai spus odată, ai discutat cu el, frate, uite cum facem. Matale face așa, eu fac așa. Nu toată ziua, dă-i telefoane, ai înțeles? Și când se duce, tot altfel o face. Și stai cu el de vorbă și zice, păi mi s-a părut că... Și îi mai spui odată și tot așa o face. Și îi mai spui odată și tot așa o face. Păi mă, frate, tu numai de încredere nu ești. Tu ești o povară pentru mine, n-am somn din cauza ta. Că ne înțelegem amândoi să o facem albă și tu o faci neagră. Oameni de încredere. Oamenii ăștia care trebuie puși, trebuie să fie oameni de încredere, oameni serioși. Fraților, nu eu spun asta. Peste cuvântul meu puteți să treceți, să-l călcați în picioare. Dar este Evanghelia. Țineți-o în mână și citiți-o. Ceea ce nu-i din Evanghelie, aruncați imediat ce ieșiți. Ceea ce e de la mine și nu e din cuvântul Domnului, să aruncați. Și cuvântul Domnului continuă. Să fie vrășmași ai lăcomiei. Nu să nu fie lacomi. Nu, ci să fie vrășmași ai lăcomiei. Care e diferența între a nu fi lacom și între a fi vrășmaș al lăcomiei? A nu fi lacom înseamnă eu însumi să nu fiu lacom. A nu fi vrăjmaș al lăcomiei înseamnă să nu permit lăcomia în biserică ca slujitor.
Nu-i suficient eu să nu fiu lacom, dar nu zic nimic la nimeni, să nu mă pun rău cu nimeni. Dacă am calitatea de slujitor, atunci Dumnezeu m-a făcut o voce care repetă poruncile Lui și vă spune adevărul. Frații mei dragi, să nu credeți că eu sunt un obraznic care nu am bun simț și care mă urc la amvon și fac pe deșteptul. Nu, eu sunt un om ca dumneavoastră. Însă chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o și pe care dumneavoastră ați confirmat-o îmi dă această libertate să rostesc adevărul. Dar acest adevăr e în primul rând pentru mine și în al doilea rând pentru dumneavoastră. Noi trebuie să fim vrăjmași ai lăcomiei, nici noi să nu fim lacomi, dar să avem și opinie pentru poporul lui Dumnezeu când cade în lăcomie. Nu să tăcem timp în care fratele nostru se duce în păcat și nu-i zicem nimic că nu-i treaba mea. Nu-i treaba ta. Aceasta a fost soluția lui Dumnezeu pentru Vechiul Testament. Mai avem încă timp câteva minute să ne ocupăm și de soluția lui Dumnezeu din Noul Testament. Și o să fiți mirați când o să constatați că este absolut aceeași soluție. Redeschideți la Fapte 6. Suntem la versetul 2. În Vechiul Testament, soluția era următoarea. Moise să rămână conducător și mijlocitor între Dumnezeu și oameni și între oameni și Dumnezeu. Priviți care este prima soluție în Noul Testament. Apostolii să se ocupe doar de rugăciune și de predicare. Doar de rugăciune și de predicare. Să nu mai facă altceva. Numai pe astea să le facă, dar să le facă bine. Și să le facă sub ungerea Duhului Sfânt. Numai pe astea să le facă, dar să le facă bine și sub ungerea Duhului Sfânt. Moise a trebuit să facă doar asta în Vechiul Testament, apostolii a trebuit să facă doar asta în Noul Testament. Apoi, Moise a trebuit să împuternicească oameni de caracter, apostolii trebuie să împuternicească oameni de caracter. Și citim în Fapte. De aceea alegeți dintre voi 7 bărbați. Haideți să observăm cum trebuia să fie. 1. Vorbiți de bine. Opriți-vă un pic, Biserică Betania, și uitați-vă la oamenii pe care vă slujesc astăzi. Sunt vorbiți de bine sau sunt vorbiți de rău? Dacă un slujitor de la Betania e vorbit de rău, imaginea lui rea devine imaginea rea a Bisericii Betania. Problema lui devine problema Bisericii. Succesul lui devine succesul bisericii. Stăm pe bancă și ne gândim, bine ar fi să ne rămână gândul ăsta în minte și să fim sinceri cu stăpânul pe care pretindem că îl slujim și că îl iubim. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci niciodată să nu acceptăm slujitori care sunt vorbiți de rău, pe drept. Niciodată! Să nu compromitem instituția lui Dumnezeu numită biserica cu oameni care își permit să trăiască într-o manieră vinovată și prin atitudinea lor, prin mărturia lor păcătoasă, atrag asupra bisericii lui Dumnezeu rușine, bârfă și discuție. Așa spune cartea, fraților. Nu eu spun asta, eu doar repet. În al doilea rând, cuvântul Domnului spune, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt. Plini de Duhul Sfânt. Oamenii aceștia trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Acum noi pretindem toți că suntem plini de Duhul Sfânt. Însă vă întreb, oamenii plini de Duhul Sfânt fac glume proaste? Eu nu spun nici da, nici nu. Dumneavoastră sunteți în stare să spuneți da sau nu. Oamenii plini de Duhul Sfânt sunt nepăsători față de prezența la biserică? Oamenii plini de Duhul Sfânt nu-și pot înfrâna gândirea, simțirea, vorbirea și trăirea? Oamenii plini de Duhul Sfânt nu aleargă la rugăciune? Oamenii plini de Duhul Sfânt nu respectă Biblia? Oamenii plini de Duhul Sfânt nu iartă, nu iubesc, nu sunt niște oameni frumoși la suflet și delicați, de te simți bine în prezența lor? Oameni care te încurajează prin atitudinea și prin vorbirea lor. Oameni care au inspirație de la Dumnezeu, oameni care au greutate de la Dumnezeu.
Oameni care au caracter, pentru că roada Duhului, adică se vede că e Duhul într-un loc, prin faptul că acolo unde El face fructe. Și fructul este dragostea, bunătatea, pacea, bucuria, credincioșia, facerea de bine. Și încheiem cu înfrânarea poftelor, adică cu autocontrol. Oameni care își controlează gura, gândul, inima și faptele. Dragii mei, cine ne-a orbit pe noi de nu mai facem diferențele astea? În ce fel îl onorăm noi pe Dumnezeu când permitem, fără nicio limită de caracter, să vină oameni și să slujească doar pentru că? Să faceți ce vreți, dar să țineți minte. Este un iad și o judecată. Va fi într-o zi o dreaptă și o sfântă judecată, care se va exprima în funcție de cartea pe care am ținut-o mână în fiecare zi și pe care am folosit-o împotriva baptiștilor sau împotriva nu știu cui. Va fi într-o zi o sfântă judecată a acestui cuvânt, care ne va condamna pentru că l-am știut și ne-am făcut că plouă. L-am știut, dar nu l-am împlinit. Cuvântul Domnului spune clar, alegeți dintre voi, dar oamenii aceștia în primul rând să fie plini de Duhul Sfânt, să fie vorbiți de bine și trei, să fie plini de înțelepciune. Mă, oameni buni, când alegeți niște bărbați, alegeți-i pe cei care au înțelepciune, dragii mei, dar nu lumească, ci duhovnicească. Spune, îl alegem pe fratele că e un om de treabă. Păi e un om de treabă, dar dacă n-are un duh de înțelepciune când ne adunăm la sfat, și îi cerem părerea, spune, e, cum credeți voi așa faceți? Păi ce rost are să-l alegem pe omul acolo? Omul ăla trebuie să aibă o lumină de la Duhul Sfânt, pentru că acolo se iau decizii care, fraților, vă afectează negativ sau pozitiv. Duh de înțelepciune. Nu vine Duhul de înțelepciune decât din Duhul lui Dumnezeu. Aceasta a fost soluția divină. Aceasta a fost soluția divină, frați și surori. Așa spune Biblia. Când vor fi astfel de slujitori la astfel de probleme, atunci scopurile lui Dumnezeu vor fi manifestate cu responsabilitate și nu obiceiurile vor fi norma după care se conduce o biserică. Biblia și inspirația Duhului. Biblia și călăuzirea Duhului Sfânt. Biblia și călăuzirea Duhului Sfânt. Nu cum s-a făcut acolo, cum s-a făcut acolo, cum s-a făcut acolo. Pentru că nu întotdeauna Dumnezeu manifestă principiile în aceeași formă și într-un loc și în altul. Principiile sunt la fel, dar forma în care se aplică principiile deseori este diferită dintr-o cultură în alta. Într-un fel se face evangelizare în Irak, în altfel se face în România, în altfel se face în Chicago. Într-un fel există părtășia în Irak, într-un fel în România, într-un alt fel în Chicago. Forma este diferită, dar principiul e același. Învățătura e aceeași. Rezultatul, Exod, capitolul 18, versetul 23. 1. Moise își făcea bine slujba, ajutat de acești colaboratori. Moise își făcea bine slujba, ajutat de acești colaboratori. Întrebare. Care este relația astăzi între colaboratori și Moise? Unii râd, alții plâng. Eu stau și vă privesc. Care este relația fraților? Colaboratorii pun mâna pe pietre și dă-n Moise. Iar Moise își folosește autoritatea și își îndepărtează colaboratorii ca nu cumva să nu mai ajungă pietrele. Dacă dumneavoastră considerați că aceasta este metodă duhovnicească și aveți încredere în metoda aceasta pentru sufletul dumneavoastră, continuați așa. Dar aceasta este o metodă firească și drăcească. Moise își face bine slujba, ajutat de colaboratori. Foarte mulți oameni aveau o slujbă pe lângă Moise și toate nevoile poporului erau satisfăcute. Toate nevoile poporului erau satisfăcute. Eu nu pot să dirijez fanfara și să fug la cor și la urmă la orchestră și apoi la grupul de închinare și apoi la adolescenți și apoi să mai reglez sunetul și apoi să stau la ușă și la urmă să împar cina și la urmă să vă fac vizite. Pentru că a doua zi mă mormântați și n-ați rezolvat nimic. Dar dacă mă voi ocupa doar de ce m-a chemat Dumnezeu să fac
și voi împuternici alți oameni care au chemare pentru celelalte slujbe și fiecare să știe ce are de făcut și să o facă cu teamă de Dumnezeu și cu responsabilitate și cu respect, atunci fiecare domeniu al bisericii, și școala duminicală, și ușierii, și cântăreții, și tinerii, și copiii, și toți vor fi satisfăcuți și împliniți în nevoile lor într-o manieră duhovnicească, pentru că există suficient slujitori. Dacă ar exista o singură mașină de poliție Niles și am chema-o amândoi, la cine dintre noi s-ar duce? Dar dacă există două, problema se rezolvă. Moise și-a făcut colaboratori. Însă colaboratorii lui Moise au fost ca el, oameni serioși, de caracter, integri, pocăiți și plini de Duhul Sfânt. Hai să mergem în Noul Testament. Apostolii și-au putut face bine slujba, numărul celor convertiți creștea, alți oameni au fost chemați în lucrare și nevoile poporului au fost satisfăcute. Aceeași problemă, aceeași soluție, același rezultat. Aceeași problemă, aceeași soluție, același rezultat. Este ora 9 fără 3 minute. Ne oprim și ne luăm 3 minute să ne rugăm lui Dumnezeu. Probabil că în seara aceasta Dumnezeu ți-a vorbit sau probabil că nu accepți ca Dumnezeu să-ți vorbească. Eu mă rog Domnului pentru mine, dar și pentru dumneata. Să avem amândoi puterea să ne pocăim și să ne smerim și să ne subordonăm legilor lui Dumnezeu, lăsându-le la o parte pe ale noastre, știind că într-o zi vom fi judecați în funcție de legile pe care le împlinim. Pentru că Iisus, când se va întoarce, va spune: plecați de la mine voi cei care lucrați fără de lege, fără norme, fără principii, fără reguli. Plecați de la mine. Doamne, dar am prorocit, Doamne, am predicat, Doamne, am scos draci. Și Hristos are un singur argument: ați lucrat fără lege. Fraților, nu lucrați fără lege, nu lucrați fără principii, nu lucrați fără reguli. Cartea aceasta de reguli trebuie să guverneze mântuirea și slujirea noastră, relațiile noastre și direcția în care merge această biserică. Dacă Dumnezeu ne va da har și putere să ne mai întâlnim încă o dată pentru lecția numărul 4, atunci ea va fi continuarea acestei prime lecții și vom vedea că în aceste două situații s-au făcut 4 lucruri. În aceste două situații, din Exod și din Fapte, s-au făcut 4 lucruri. Aceste 4 lucruri, fraților, trebuie să le facem astăzi. Ele nu sunt dintr-un loc din țară sau din diaspora, ci ele sunt din Biblia lui Dumnezeu. Și noi știm bine că nu vom ajunge în cer decât îndreptându-ne după cuvântul Domnului. Vă cer, frați și surori, din dragoste pentru Dumnezeu și pentru viitorul sufletului nostru și al Bisericii lui Dumnezeu, haide să ne oprim cu un duh de pocăință și de smerenie în fața Evangheliei, să ne smerim, să ne pocăim, să ne cerem iertare și să abordăm o atitudine biblică de mântuire și de slujire, și Duhul Domnului să fie peste noi. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm împreună Domnului.